Bună ziua, dragii noștri, bine v-am regăsit la Escu TV. Astăzi avem două invitate speciale, două surori care au o legătură extraordinară cu România. Este vorba de Patricia Comba-Chisaca și sora ei, Maria. Vom vedea în minutele următoare care este legătura lor specială cu România. Vom face primul interviu cu Patricia, al doilea cu Maria. Patricia va fi în limba franceză, iar Maria vom vedea în interviul care urmează în ce limbă vom desfășura acest interviu. Bienvenue Patricia, merci d'avoir accepté notre invitation à Escu TV. Merci beaucoup de m'avoir invité, je suis très ravi d'être ici avec vous. Alors pour nos écouteurs, Patricia, alors tu es née à Bucarest, en Roumanie, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Puis tes parents étaient là-bas en Roumanie à l'époque, dans les années 80-85, comme diplomat. Puis raconte-nous un peu, c'était comment cette expérience-là de vivre en Roumanie? Tu étais petite, tu te rappelles peut-être pas grand-chose, mais certainement tu devrais avoir des beaux souvenirs de la Roumanie. Oui, comme vous avez dit, je suis née à Bucarest et j'ai grandi, j'ai vécu là-bas seulement 3 ans, mais mes parents sont venus de la République démocratique du Congo en tant que diplomate en 1985. Alors, j'ai passé 3 années en Roumanie. Bien sûr, j'étais trop jeune, je ne me souviens pas du pays, mais quand même... Après, quand j'ai grandi, j'ai eu la chance de retourner en Roumanie pour cadre de travail avec l'Association des Nations Unies. Et j'ai eu la chance aussi d'aller en vacances là-bas en 2017, car aussi nous avons des amis et aussi la famille qui vit aussi en Roumanie. Alors, la Roumanie, chez moi, c'est mon pays de naissance, c'est mon pays que j'aime beaucoup. J'adore la musique, j'adore surtout la nourriture. Le peuple roumain sont très, très gentils. Et à la maison, bien sûr, nous parlons aussi. Mes parents et ma sœur, que vous allez interviewer plus tard, ils parlent roumain tellement bien parce que là, ils ont grandi là-bas, ils ont étudié là-bas. Et c'était vraiment un temps intéressant. Mais comme je vous ai dit, j'étais trop jeune et j'ai attendu des expériences, des histoires. Fantastique. Oui, c'est ça. Une petite question pour toi, Patricia, parce que tu es venue de République du Congo avec tes parents. Tu as été nommée la femme noire la plus accomplie au Canada. Félicitations encore une fois. Depuis que tu es arrivée au Canada, as-tu dû avoir des expériences moins plaisantes? On sait que là, il y a une grosse lutte qu'on donne partout dans le monde, au Canada aussi peut-être, pour que les minorités soient reconnues. La lutte contre la discrimination, comment tu vois ça? Comment as-tu vécu ça? Personnellement, pour moi, je n'ai pas eu vraiment de grandes choses. Je peux donner un exemple, c'était comme... je voyageais, je partais aux Nations Unies et puis des petites choses comme on dit en anglais, randomly selected à l'aéroport. Et ils me posaient toutes ces questions, oh, où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu vas faire aux Nations Unies? J'ai dit, mais je vais pour les cadres de travail, je représente le Canada. Et c'était juste des petites choses comme ça. Mais personnellement, ma vie au Canada était super. Même avant le Canada, j'ai vécu en Grèce pendant 7 ans. Et bien sûr, avant la Grèce, c'était la Roumanie. Malheureusement, je n'ai jamais été au Congo, mais je compte aller un jour pour visiter. Mais mon expérience ici, personnellement, je n'ai pas vraiment subi comme telle de discrimination très forte. C'était juste des petites choses comme à l'aéroport, tout ça, des questions un peu bizarres. Canada, d'ailleurs, une tradition en ce qui concerne le multiculturalisme, la tolérance des religions, des races, préférences sexuelles,
Voilà. D'ailleurs, tu as contribué à certaines études. Un d'entre eux, c'est Avantage Diversité, qui a impliqué 120 jeunes, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Cette étude-là, c'est... Oui, je peux expliquer plus sur ça. Bon, c'était plus comme un projet. C'était avec l'Association des Nations Unies et le projet en anglais, ça s'appelait Canada's Diversity Advantage. Donc, juste pour célébrer la diversité que nous avons dans ces pays et comment la richesse de la diversité amène de belles choses ici au Canada. Donc, le fait que nous avons beaucoup d'immigrants qui viennent ici, c'est ça qui fait notre pays très riche et très unique aussi parce que on apporte beaucoup de différents talents et on contribue dans l'association canadienne. Alors, le but de ce projet, c'était juste de montrer ça et d'expliquer surtout aux jeunes l'importance du multiculturalisme et beaucoup d'appréciation du multiculturalisme aussi que nous avons dans ce pays. Continuăm așadar cu Maria Comba-Chisaca. Vorbim despre România, despre români, despre Canada, despre canadieni. Vom vorbi puțin și despre pandemie, pentru că Maria lucrează în domeniul sănătății. De la Winnipeg, acum cu Maria Comba-Chisaca. Bine ai venit, Maria, și să mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc, domnul Marius. Cum este la Winnipeg? E cald, e frig? Astăzi vremea este foarte frumos. Maria, iată o surpriză foarte plăcută pentru noi, pentru Escu TV și pentru românii din Canada și de peste tot din lume. Spuneai că România este pentru tine a doua țară. De ce spui lucrul ăsta? Ok. Primul lucru, eu consider România să fie țara mea. Deci, am crescut acolo de vârsta de 6 ani. Părinții au lucrat acolo, so, ca diplomatic. Și eu, fiind mică, m-am dus la școală, am crescut, am făcut prieteni, familie acolo. So, nu știu. România este în inimă. Deci mi-a rămas în inima mea și mereu va fi. Da. Câteva amintiri care te-au marcat din copilărie legate de România, de școală, știu, de profesori. Poate că pe vremea aia profesori încă mai trăteau de ureche un pic elevii. Nu știu cum era pe atunci. Dar ai revenit de asemenea în România de mai multe ori. Câteva amintiri care te-au marcat așadar? Oh my goodness! Am foarte multe amintiri din România, domnul Marius. Cum să zic, și mai ales la școală când am fost, nu am avut profesor în timpul ăla ca să ne tragă de urechi, dar ne certase, da, ne certa pentru lecții să fie făcute, da, dar nimic așa. Am foarte, nici nu pot să vă zic una care e ceea ce nu-mi place mai mult decât celălalt. Pentru că trăind acolo, era foarte, cum să zic, foarte, foarte frumos. Nu mi-amintesc de copii, de prieteni dragi, prieteni de familie și da, nici nu știu ce pot să vă zic exact, pentru că de fiecare dată, fiecare câțiva ani am încercat să mă duc în România și de fiecare dată când mă duc îmi fac iarăși nou memorii. Și mai ales acum câțiva ani când am avut ocazia să fac voluntariatul acolo la Casa Speranței, care mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult, pentru că fiind plecată din România, care este consider că e țara mea, am vrut
să muncesc acolo, ca să dau înapoi la comunitatea, să mă simt că aparțin. Vei reveni, presupun, în România imediat ce va fi posibil? Ai proiecte de voiaj, de vacanțe sau de benevolat pentru... Bineînțeles, domnul Marius, bineînțeles, mereu. Nici nu trebuie să mă gândesc să răspund la întrebarea asta, of course. Mereu o să fac chestia asta și, din păcate, anul care am fost, ultima oară, nu am avut ocazia să fac voluntariatul pentru că era puțin foarte repede planuită to travel. Mă scuzați, mai intru și în engleză că trebuie să mă gândesc câteva cuvinte să vorbesc în românește. So am încercat să mă duc înapoi la Casa Speranței, care mi-a plăcut foarte, foarte mult să fiu acolo, dar din păcate timpul nu era de ajuns. So m-am dus, am doar vizitat acolo, stat cu familia și cu prietenii. În ce an ai plecat din România? Am plecat, era după Revoluție, domnule Marius, era, mi se pare, era în 1992. 1992. Te-aș ruga să-mi spui simplu, Marius, să nu mai spui domnul Marius, mă simt... Da. Deci ai prins totuși câțiva ani din perioada comunistă a României. Da. Da. Cum vezi România înainte și după Ceaușescu? Ok. România s-a schimbat foarte, foarte mult. Foarte, foarte mult. Despre oameni, nu. Românii au rămas la fel, așa cum erau și înainte, așa cum și acum. Dar problema e că pentru mine, personal, când am fost acolo, nu știu, mi s-a părut mai mult foarte aglomerat, să zic, mai ales în București, când eram acolo. Nu este așa la fel cum era ca înainte, dar nu știu, dacă s-a schimbat înspre bine, nu cred, deși nu cred că ar fi, este pentru mine să zic, știm toții și vedem, dar... Sper să se schimbe pentru bine pentru poporul român și, da, și țara. Care este mâncarea ta sau mâncărurile tale preferate? Care sunt câteva dintre ele? Oh my God, ok. So, mici, sigur. Mici, ok. Începem bine. Începem bine mici, da. Ce să mai zic? Mămăligă, sarmale, Mario, sunt toate. Toate mâncărurile românești sunt preferatele mele. Ciorba de burtă? Oh my God, da. Ciorba de burtă, da. Cred că ciorba de burtă am mâncat-o când eram în România, când eram încă mică. N-am avut ocazia să mănânc niciuna când am fost acolo. So, da, e pe listă. În orice caz, când revii la Montreal, deși Winnipeg e destul de departe, dar sperăm că vei reveni la Montreal. Ești invitata noastră specială. Te vom duce la un restaurant românesc unde vei putea să te bucuri de toate bunătățile tradiționale românești. Ai fost ultima oară împreună cu sora ta, Patricia, la Montreal, la un eveniment organizat de noi, de SQTV, de Ziua Femei. Nu, a fost de fapt de Sfântul Valentin și aniversarea 5 ani SQTV. Cum te-ai simțit când ai venit aici la Montreal cu comunitatea română și cu 300 de Oh my God! Nici nu am cuvinte să vă zic. Ne-am simțit foarte bine. Eu personal m-am bucurat, mai ales să vă cunoaștem pe dumneavoastră, era foarte frumos. Și lumea, când am ajuns acolo, erau foarte, cum să zic, cum sunt românii, primitori. Nu ne-am simțit deloc că nu aparținem
nu aparținem acolo, chiar dacă nu suntem de origine română, dar sora mea, bineînțeles, ea a fost născută în România, dar înțelegeți ce vreau să zic. So, ne-am simțit foarte, foarte bine, foarte, foarte bine și mai ales să-i văd pe trei sud-est. Era, nu știu, sora mea mi-a zis câteva lucruri care am făcut, zice, ți-ai pierdut mintea? Urlai, vorbeai prea tare și zic, nu puteam, nu știu, nu aveam cuvinte. Și până acum, când mă gândesc la chestia asta, Marius, vin emoțiile, pentru că m-am bucurat foarte mult să văd pe trei sud-est. Trei sud-est este una dintre trupele tale preferate, să înțeleg? Da. Mai sunt și altele? Ce alți artiști români îndrăgești? Oh my goodness! Acum, wow, 3SUDES este numărul 1, for sure. Mai îmi place și muzica la altărească puțin. Bineînțeles, vorul meu nu-i vine să creadă că ascult muzica din asta, dar da, îmi place și muzica la altărească. Și... oh my god, Ina mai ascult Ștefan Bănică, poate? Ștefan Bănică, Loredana. Loredana Groza? Da. Da, nu am avut ocazia să o văd. A fost la Montreal, la concert, da. A făcut concert și la Montreal și la Calgary, da. Și Ștefan Bănică la fel, Montreal, la Toronto, la Calgary. Da, da. Direcția 5, Compact, au fost mulți artiști aici. Da. Sperăm că vei reveni la Montreal. Eu îți mulțumesc că ai făcut drumul ăsta. Sunt de-a dreptul impresionat că tu și sora ta ați venit tu de la Winnipeg, de la atâtea mii de kilometri distanță și Patricia era la Ottawa, cred, atunci? Nu, ați venit în... Da, Patricia veniseră aici. A, venise la Winnipeg și ați venit de la Winnipeg special pentru acest concert sau ați avut drum la Montreal? Nu am avut drum la Montreal deloc. No, Patricia veniseră să viziteze familia și s-a întâmplat că am văzut că ați spus dumneavoastră la club event și nu puteam să cred. Zic, Patricia, 300 de vine, mergi în Montreal? Mergem? Și zice, da. So, atunci ea nu s-a mai întors în Ottawa, am făcut scala până la Ottawa. Nu, ea plecaseră, mă scuzați, ea plecaseră acasă și după m-am dus și eu și am întâlnit-o la Ottawa și de acolo am venit, ne-am dus în Montreal împreună. Maria, tu lucrezi în domeniul sănătății, iată, suntem într-un context... Nu prea fericit pentru și pentru Canada, pentru Quebec, pentru toate provințiile canadiene, pentru tot mapamondul, această pandemie. Cum este o zi de muncă în domeniul sănătății sau câteva experiențe din această perioadă? Eu știu, ați avut cazuri de COVID, de pacienți pe care trebuia să-i tratați, de care trebuia să aveți grijă? Da, am avut, da. Suntem, din păcate, da, vremea asta este foarte, foarte greu pentru toată lumea. Everywhere in the world. Și, da, am avut pacienți, dar la spitalul nostru unde lucrez eu, când avem pacienții, îi trimitem direct la spitalul celălalt, care se ocupă de pacienți bolnavi de COVID. Și, cum să vă zic, este greu, este, când mergem la serviciu, este foarte greu pentru că nu știți când vă duceți ce o să se întâmple și mai ales ce este greu, este și familia pacienților care sunt la spital și, din păcate, nu pot să-și vadă the loved ones. Asta este și greu și pentru ei. Și pentru noi la fel, care suntem acolo în prima linie, este foarte, foarte greu, dar este datoria noastră să fim acolo, chiar dacă
este frică sau nu, dar este munca noastră și datoria noastră să fim acolo pentru pacienții noștri. Maria, te-ai născut în Republica Democrată Congo, ai fost în România un număr de ani, după care ai trăit și în Grecia, asta grație profesiei părinților tăi, care sunt diplomați de carieră, după care ai ajuns în Canada. Iată un parcurs destul de interesant și ați ajuns cu toată familia aici în Canada, o țară multiculturală. Cum te simți tu ca cineva care deja a trăit experiențe în trei țări diferite de Canada? Cum te simți aici în Canada, din acest punct de vedere? Aici mă simt bine, acum. Înainte, când am venit aici în Winnipeg, era foarte greu cum mergeți și în alte țări. Dar problema este că când ești copil, este mai ușor să te adaptezi, te duci la școală, înveți, faci prieteni și așa. Dar când ești mai mare, este mai diferent, pentru că trebuie să înveți și cultura aici, trebuie să înveți și limba, trebuie să și să înveți cum felul oamenilor de a trăi aici, care este puțin diferent de anywhere you will go. Dar este ok, acum ne-am obișnuit, doar cu frigul. Nu prea îmi place frigul aici în Winnipeg, dar it's ok. Dacă ar fi să alegi acum între a trăi în Canada, în Congo, în Grecia, în România, unde ai alege să trăiești? Chiar trebuie să vă zic răspunsul. Răspunsul o să fie România. Pentru că, nu știu, poate lumea se uită și o să se întrebe la ce se gândește femeia asta, dar pentru mine, Marius, România este acolo unde mi este inima, să zic. Am crescut acolo, nu m-am născut acolo, dar am crescut acolo, am avut șansa să învăț, you know, the culture there. So, acolo m-aș duce. Prefer România. Te așteptăm așa cu drag pe tine și pe familia ta. Îți mulțumesc pentru timpul tău, pentru amabilitatea de a ne acorda acest interviu. Multă sănătate și să sperăm că vei reuși să vizitezi România cât mai curând, așa cum ai spus. Vă mulțumesc foarte mult, Marius, și vreau să zic că să salut pe toată lumea din România, prieteni, familie și pe iubitul meu la fel, care este în București. La revedere! La revedere!